Un pensionar în vârstă de 80 de ani care caută prin gunoaie este în realitate milionar. A strâns bani toată viața și a cumpărat 10 case pe care le închiriază. Bărbatul arată ca o persoană nevoiașă fără adăpost, dar în realitate este un om bogat. Acum 2 ani deținea 7 case, 2 apartamente și le-a arătat reporterilor carnetul său de economii cu 500.000 de euro. Acum are doar 15 euro în economii, pentru că tocmai a retras 700.000 de euro pentru a-și plăti a 10-a casă în numerar. Totuși, mai are încă 100.000 de euro în depozite la termen, la o altă bancă ca să nu piardă dobânda. Trăiesc cu economia și am crescut, a explicat el. În fiecare lună, inginerul electrician primește o pensie de 3.600 de euro de la fostul său loc de muncă. A fost funcționar public la oficiul de telecomunicații. Spune că își permite doar un singur lux, o conexiune la internet și un laptop. Nu își dorește un telefon mobil. Asta m-ar costa 10 euro în plus pe lună, mărturisește acesta. Bărbatul economisește cel mai mult la mâncare. Nu cheltui nici măcar 5 euro pe lună pe mâncare. Poate cumpăr puțin ulei pentru prăjit sau ceva când se termină. Dar cea mai mare parte a alimentelor le găsesc la gunoi. Oamenii sunt risipitori, aruncă atât de mult încât ar putea hrăni o familie întreagă. De exemplu, oamenii cumpără un pachet de cârnați, mănâncă unul și apoi aruncă restul la gunoi. Bărbatul se plimbă în fiecare zi pe o bicicletă veche, colectând deșeuri voluminoase și alimente aluncate la gunoi. Dar cine îi va moșteni averea într-o zi? Nu am nicio idee. Am câțiva veni îndepărtați, dar ei nu pot plăti impozit pe moștenire. Poate că voi da casele chiriașilor, pune pensionarul milionar. Relatează știrile ProTV.ro.